V-am găsit sănătoși, ceea ce e foarte important. Având în vedere că în ultima vreme trăim într-o lume nebună, aș zice eu, mai simplu și mai omenește, în care brutalitatea, mârlănia, mitocănia, lipsa de respect, neomenia, au luat loc cu tandrețe, gingășie, romantismul. M-am gândit că ar fi bine spectacolul din această seară, având în vedere lumea în care trăim și problemele pe care le avem cu toți, să fie un spectacol liniștitor. Spectacol care să vă facă să uitați de tot ce e în jur, să vă deschideți sufletele și vă promit că la plecare o să vă simțiți mult, mult mai bine. Pentru că toată muzica din această seară va fi liniștitoare. Nu, dacă aș fi venit, mă gândesc să fi venit cu un spectacol din nou ca degeaba, ăla rău, să zicem. După ce se întâmplă, mai veneam și puneam și eu sare pe rană. Nu, lasă. Răutățile să rămână afară, dincolo, iar aici în sală, să ne simțim normali, liniștiți, ca și când și afară ar fi bine. De aceea, spectacolul în această seară este mai special, mă zice. Încep cu o poveste scurtă, așa, câteva două minute, dacă mi-i îngăduiți. La jumătatea secolului 19, către început de secolul 20, Argentina era o țară plină de resurse și primea cu mare drag emigranții. Și veneau din toată lumea. Grupuri din Africa, din Spania, din Franța, din Germania, din Anglia, din Italia, din Rusia, din Polonia. Și aceste grupuri etnice au format un conglomerat în Buenos Aires, de exemplu. Și fiecare dintre ele a venit cu un dram din cultura națională. Și în dans, și în muzică. Așa a luat ființă în tripourile și în cârciumile de la Mahalal de Buenos Aires sunt un gen muzical și un dans numit tango, care avea să cucerească lumea mai puțin de 20 de ani. Pentru că apropierea de un bărbat și o femeie era vulgară în acea perioadă, primii pași de dans s-au inventat în cârciu, după ce beau ăștia, jucau cărți, fumau, se îmbătau, mai chemau câte o domnișoară profesionistă în meseria cea mai veche din lume și încercau să danseze, dar dansau bărbați cu bărbați. Deci tango a pornit, ei au început să învețe pașii de dans, unul de la alt, ca să îi încercau prin mișcările pe care încercau să le inventeze, să atragă atenția femeilor prin mișcările lascive, prin felul în care se mișcau. După ce se duceau acasă, lansau cu surorile, cu mamele, cu verișoarele, și încet s-a perfecționat acest dans. Cum spuneam, Argentina fiind o țară plină de bogății, cei bogați au plecat și au trimis copiii pe la studii și au construit case prin Anglia, prin Franța, prin unde s-au mai dus ei, de altfel, în începutul secolului 20, era și o vorbă care circula în Europa. Trebuie să fii bogat ca un argentinian. Și au ajuns la Paris. Parisul fiind deschis culturii în general, n-avea cum să ocolească tango. Aici s-a întâmplat un fenomen foarte important. Adică faptul că era rochiile alea, moda la Paris, era cu rochiile cloche, da? La clopot, doamnele știu cum era, și alea înfoiatele puse pe malaco, strânse aici în talii și cu instalațiile, mergeau așa ca rațele. Tango a modificat moda, pentru că nu puteau să se apropie bărbat de femeie cu rochiile alea, n-avea cum. Atunci au inventat rochia mulată. A fost perioada în care tango a devenit ceea ce știm și noi, n-am mai fel. Până să intrăm în miezul problemei,
v-aș propune, cu permisiunea dumneavoastră și cu îngăduința că Sormin n-a să mă zice, să ascultați mai întâi două tangouri de la mama lor. Adică, o să vedeți că se transformă tangou, dar mai întâi și întâi vreau să le auziți original, adevărat, așa cum sună ele. Două tangouri pe care le știți, pe amândouă, cei mai în vârstă de știu. Dar atunci și spectacolul ăsta l-am făcut ca să știți și ăștia mai mititei, mai tineri, care ei și că se distrează, dansează la, în cluburile alea. Să văd cum fac. Stau așa grămadă și fac hă, 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 cu câte o sticlă mână, știi? Până mă dușesc, până. Și a spus, am dansat. Și a spus, mă, am dansat. Nu se mai apropie. Nu mai știu să țină o fată în brață, nu mai. Și pentru ei, sau cum zice, cât de frumoasă, știi, că toată muzica se pe când ce veți auzi în seara asta este chiar muzică și frumos. Hai să ascultăm întâi ce auzi comparsita. Iauzi două. Le cunoașteți amândouă într-o interpretare absolută minunată a acestei admirabile trupe, concertino, condusă de domnul Eugen Negruță.